să fiu în viață, să nu îl facă după ce nu mai sunt în viață. Am tras la urechea această, ce spunea să-i soției acum când făcea poze, a spus ceva, m-au zis. Da, n-ai auzit bine. I-am zis că sunt foarte fericit că văd atâta lume, domnul Giugiu care e acolo, care a produs filmul, i-a luat 3 ani de zile să facă filmul ăsta și un film foarte realizat, adică e ca lumea, și am fost invitat și la Cana să o noutate. Care a fost cel mai important moment al filmului? Nu știu, pe nu l-am văzut filmul. Dar cum mă întreb pe mine? S-au filmat în Anglia, s-a filmat în Italia, peste tot, în Los Angeles. Deci nu știu, eu n-am vrut să-l văd înainte să de premieră. Aveți toți prietenii și toți invitații cu ce arată pe dumneavoastră? Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că prietenii mei au fost adevărați prieteni, asta înseamnă. Cum era nas dinainte și unul este absent? Nu? Cum era nas dinainte și unul este absent? Nu pot să compar acum, nu are... Când eram eu atunci erau niște alte reguli, acum sunt alte reguli, deci... Nadia spunea că sunteți fratele dumneavoastră. Nadia e mai bună la tenis decât dumneavoastră la gimnastică. Asta clar. Nadia totdeauna a jucat tenis când eram copil, de 14-15 ani. A spus că a venit să-l vadă pe fratele Ilie Năstase. Așa îmi spune mie fratele Ilie și Ioana spune sora Ioana. Așa vorbește ea, e foarte prietenoasă. Domnul Ilie, dar cum a fost în 73 când a jucat cu salatiera pe masă? Ce înseamnă? Am prins aici. Nu știu, asta... Cei care m-au văzut, ei să... Eu nu știu ce înseamnă. Eu știu că am făcut treaba mea. Melodia care este în film este melodia lui Sinatra, I Did It My Way, adică am făcut cum am vrut eu și sunt foarte mulțumit cum a ieșit mai mult de numărul 1, nu puteam să fiu. Ce trebuie să rămână?